Sărbătoarea recoltei și a vinului Dobrogean a pășit pentru al cincelea an consecutiv la Constanța. Am dat și noi o raită printre standuri să vedem cu ce oferte vin agricultorii anul acesta. Tot felul că sunt scârnați, piept, fierta afumat, șonculiță afumată, jambon, cârnați, porc și vită, pulpă de porc, cârnați de oaie și vită. Făcuți de dumneavoastră? Făcuți la noi acasă. Am plecat de la standul cu produse din carne și ne-am oprit la tanti Niculina. Lucrează de o viață în agricultură și a adus produse proaspete, dar și murături. La standul vecin am găsit zacuscă. Ce să găsiți? Ce am muncit tot anul, începând de la o pastramă adevărată, avem oi, 260 de oi, am muncit din greu, le-am preparat, cred că se observă că sunt bio și adevărate, foarte multe murături, zarzavaturi, că din astea am umplut bidoanele și acum așteptăm să ne recoltăm munca. Ați făcut singură murăturile? Da, da, care da. Care este rețeta perfectă? Păi rețete sunt mai multe, pentru că eu am mai multe clase de murături și de bulioane și de salate și deci sunt mai multe rețete, depinde de zarzavat. Găsiți produse tradiționale, începând de la zacuscă, murături, dulcețuri, și inclusiv produse în stare proaspătă. Zacusca este făcută de dumneavoastră? Da, este exact tradițională, făcută de mine personal. Și cum la orice târg trebuie să existe și ceva pentru desert, am găsit turtă dulce după rețeta bunicii, dar și dovlecei sănătoși pentru o plăcintă de casă. Plăcintari, dovleci. Făcut, crescut de dumneavoastră? Da. A fost o recoltă bună? Nu, datorită secetei nu prea bună. Dar tot mulțumit, ce să facem? Ce să faci? Mulțumit. Ne mulțumim și cu mai puțin. Primii clienți care au venit la târg spun că sunt mulțumiți de ceea ce au găsit aici. Văd că aveți o sacoșă destul de plină. Ce ați luat? N-am luat decât fasole și cartofi și așa, mai nimicuri. Murăturile? Mai târziu. Mai venim. Acum la început n-am venit pregătiți, am venit să vedem despre ce este vorba și... Așa, la prețul sunteți mulțumită? Cât de cât? Unele, da, unele, acceptabil. Turile de iarnă? Și da și nu, pe jumătate. Adică ce-ți cumpărați? Eu să iau niște gogonele, usturoi, mere, pere. Produsele 100% naturale și românești pot fi gustate și cumpărate până pe 14 octombrie la pavilionul expozițional din Constanța.